Românii știu să facă bani și din proteste. Comercianții din zona Pieței Universității au vândut într-o săptămână cât într-o lună de liniște și de pace. Au avut succes mai ales patiseriile și șaormeriile, dar și magazinele care vând drapeluri. Nu aveți mărunt? Nu, sărac, e sărăcie mare la noi. Comercianții nu au o clipă de răgaz. Sunt cozi aproape mereu, iar marfa dispare imediat. Văd că sunt multe rafturi goale. Da, nu fac ce fază să le umplem. De succes s-au bucurat și covrigăriile, dar și șaormăriile din zonă. A fost mișcare, a fost puțin a pericol, dar n-am închis aici. Și am avut puțin noroc, a fost puțin noroc și vânzări. Am avut foarte mulți clienți. Vânzările cam cât au crescut, așa, dacă faceți o estimare? Cam cu 50%. Unii comercianți au primit însă și o lovitură neașteptată. De ieri, magazinele nu mai au voie să comercializeze băuturi alcoolice între orele 17 și 24. Interdicția va ține până pe 23 ianuarie. La mare căutare au fost și steagurile. Magazinele de suveniruri din zonă au fost surprinse de avalanșa de clienți. Suntem în România și am luat tricolorul. Cele trei culori, cerul, bogăția și prețul de sânge cu care generații după generații pe acest pământ străvechi numit România am apărat și au apărat înaintașii noștri libertatea.